Salutare tuturor sportivilor sau sportivilor de venire, astăzi este vineri, iar vineri este bine să dați o temă gândirii voastre pentru ca în weekend să mediteze la o anumită temă. Franța Adrian Giacunescu de la Training Days aici. Poate nu vă uitați prea des la mână, dar avem 5 degete, iar astăzi vom vorbi despre regula de 5 simplă. Regula celor 5 degete de la o mână pentru antrenamente eficiente. Rămâi cu mine! 1. Antrenament Creează-ți un pod, adică o punte de legătură între momentul în care te găsești acum și cel în care ți-ai dorit să ajungi, apelând la ajutor specializat. Nu uita, Einstein spunea: Problemele nu pot fi rezolvate plecând de la același sistem de gândire care le-a generat. 2. O dignă. Implementează cu succes acest pas important în programul tău de antrenamente, încurajând acest obicei sănătos de a dormi. 3. Nutriție. Apelează cu încredere la specialiști și urmează un plan personalizat pentru o performanță optimă. Foarte important, pleacă de la obiceiurile și preferințele tale, nu schimba nimic peste noapte și nici nu căuta să urmezi planul al cuiva. Ce mănânci înainte de cursă sau după, ce mănânci în timpul cursei sau zi de zi la antrenamente, toate astea sunt întrebări pe care ar trebui să ți le adresezi. Totodată caută să te întrebi, oare trebuie să mai câștig în greutate sau trebuie să mai slăbesc. 4. Refacerea musculară și dacă e nevoie recuperarea, atenție la prevenție. 5. Mindset cultivarea unui psihic puternic să facă față provocărilor la care vrei să supui corpul. Psihicul se construiește cărămidă cu cărămidă, iar fiecare reprezintă un pas important care să te ajute să ai mai multă încredere în pașii pe care îți dorești să-i urmezi. Nu uitați sloganul Pirelli. Power without control is nothing. Folosește tehnica vizualizării cu ochii deschiși până ajungi să o faci chiar și în vis. Einstein spunea că imaginația este cea mai importantă forță din univers, este avantpremiera atracțiilor viitoare pe care dorești să le ai în viața ta. Cu alte cuvinte, este previzualizarea evenimentelor care urmează să se petreacă. Ce crezi despre tine iese afară la antrenamente și nu numai în viața de zi cu zi. În sport, fără acordarea atenției asupra acestor 5 principii, nu poți avea rezultat. Franz Adrian Diaconescu de la Training Days a fost alături de voi, stați flexați până data viitoare când vă voi împărtăși alte 5 reguli sub formă de principii de la cealaltă mână.